Buonasera, signora, vengo da fuori, problemi di vacanza, la genitrice a chiedere, facciamo simulare. Possiamo fare, sì, perché... La salute. Exerciamo, se pode, de insistente, pede por causa, por favor, um bom acúdio. Da classe A. Așa, clasa A. Ok. Eu vreau să vă spun că secretul reușitei este acest antrenament zileții. Și discuția care putem la fiecare subiect. Aici este spiegurul, banalul, se face aici de nouă. Este unitar pentru X egal cu e unitară ce înseamnă, Maria? Adică... 1. Se dea 1. Numărătorul și egal cu numitorul. Adică, 4. 2 ori cât plus 4 îți facă 10. 2 ori 3, nu? 6 și 4, 10, 10 pe 10. Rapid. Da, fiindcă am discutat chestia asta, x egal cu 3, dacă v-aș fi întrebat 10 supra 2x plus 4 să aparține numelor naturale. E mai foarte câte discuții când văd așa și vine în minte o idee. Când deci, o fracție? 5 supra x plus 2 este fiind un natural, deci x plus 2 se divide pe 5. Da, dacă zic din 10? Tot așa. Toți divizorii pe 10. Adică, e de parcă aș spune 2x, dacă și mai dacă, 2x plus 4 aparține mulțimii divizorilor lui 10. De 10. Și aceștia sunt adi, te rog să-i minus 1. Minus 1. Minus 1, minus 2, minus 5. Minus 5. Minus 10. Minus 10. Și atât? 1, 2, atât. Și mai este serios, minus 1. Atât plus minus 1. Așa, plus minus 1. Plus minus. Da, aici plus, minus, plus, minus, poftim, da. Plus, minus. Și acum, cum ori gândim? Acum e 2x plus 4. Deci luăm 2x plus 4 de egal cu 1. 1. A, 1. De egal cu 1. Deci se zice 2x egal cu minus 3. Da. Deci adică x egal cu minus 3 pe minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Dar nu am pasie minus 10. Dar poți verifica că avem mai puține variante. Dacă? Poți verifica un pic. Pe 5 pe x plus 2. Deci dacă luăm fracția simplificată, avem mai puține posibilități. Da. Adică ți-a fost 5 supra x plus 2, da? Da. Deci a aparținut 10 este de fapt, ca aș fi spus, 5 supra x plus 2, prin simplificarea cu 2, s-a aparținut 10, ceea ce înseamnă x plus 2 să fie plus minus 1 și plus minus 5. Corect. Corect. Deci, atenție, de aici am învățat ceva. Că în situația în care fracția ți este dată într-o formă, dacă mai ai șansa să simplifici, o simplifici, ca să ai mai puține situații de încercat. Altfel, acolo am foarte multe și timp. Bun. Dar dacă aș fi dat așa, vă gândiți voi acasă, 3x plus 5, totul supra 2x plus 7, să aparțină lui Z. 2x plus 7 devine 3x plus 5, 2x plus 7 și... Ne-am mintit tehnica aceea. Hai să vedem un pic. Cum era? Ca asta să fie număr întreg, înseamnă că ăsta de aici se-l divide pe cel de sus, da? Deci, dacă și numai dacă, 2x plus 7 divide 3x plus 5. Și tot atât de bine, 2x plus 7 divide pe 2x plus 7 și de aici ne ducem repede. 2x plus 7 divide orice combinație. Da? Deci de aici rezultă că 2x plus 7 divide pe 3x plus 5 înmulțit cu numărul alfa plus 2x plus 7 înmulțit cu numărul beta. Dar oricare ar fi alfa și beta. Și noi alegem un alfa și un beta, Maria, convenabil. Ce înseamnă convenabil? Adică... Să reducă de X-ul, să scăp de X. Dă-mi tu o periche de numele alfa și beta, Adi, nu se dea, alfa și beta care să, în care să scap de X. Adică să ajungi la aceeași coeficiență. Alfa să fie 2, și
Și beta să fie minus 3. A 2 și minus 3. Ca să reducă. Deci alfa egal cu 2 și beta egal cu minus 3. Și 2x plus 7 divide Maria 3x plus 5. Ori 2. Ori 2, da. Plus 2x plus 7 ori minus 3. Ori minus 3. Deci, ajungeți că 2x plus 7 divide un întreg, cum a fost 10 sau cum a fi fost acolo, să știi. Și acum toți divizorii se duce în foarte mic. Da. M-am întins mai mult, ați înțeles de ce. Am profitat de ocazie și am lucrat și un astfel de exercițiu sub formă de fracții. De la supra unitate, iată unde am ajuns să fie număr, să fie un număr din set. Fracția aceea. Mergem mai departe. Media geometrică a acestor două numere. E radicat din produsul lor. Deci media geometrică. Deci media geometrică este egală cu radicalul de parte din a ori b. Și egal mai departe. Egal cu radicalul din radical din 5 plus radical din 3. Radical din 5 plus radical din 3. Radical din 6 plus 2. Radical din 6 plus 2. Ori radical din 5 minus radical din 3. Radical din 5 minus radical din 3. Radical din 6 minus 2. Radical din 6 minus 2. Și se face în calcul Miruna. Avem radical din 5 minus radical din 5 minus radical din 3, deci 5 minus 3. Deci odată vine radical din 5 minus 3, să-ți toți prietenii noștri. Ai tot rămâne beta de la 2 la 2 la 2. Radical 6 minus radical din 2. 6 minus? Radical din 2. 6 minus? Minus 4. 4? Așa. 6 minus 4? Da. Tu ai mers invers. Da? Radical din 2. 6 minus... A, doar pentru că la 2. Deci 6 minus 4. Face radical din... Da. 5 plus 3, 2. 4, 2. Și face 2. Apropo de media geometrică, mai știți o altă medie? Da, armonică. Armonică și media aritmetică. Da? Aritmetică și armonică. Știți care este inegalitatea? Cine e cea mai mare? Aritmetica, da? Media aritmetică e cea mai mare. Așadar, media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Adică, a de tradus ca inegalitate. Adică A plus B pe 2 mai mare decât... A plus B pe 2 e mai mare egal. Mai mare egal decât radical din A ori B. Așa. Care e mai mare egal? Mai mare decât 1 supra 1 pe A plus 1 pe 1. Sau 2 supra. 2 supra. 2, adică... Vezi la media aritmetică, supra 2, învățăm la 2. Și acolo e 2 supra. A? 2 supra 1 pe A. Plus 1 pe B. Plus 1 pe B. Spuneam altădată că aceasta este o sursă de inegalități foarte interesantă. Deci, inegalitatea asta triplă stă la masa multor inegalități. Și iată, dacă cineva vă cere, arătați că A plus B. Totul de mulțit 1 pe A plus 1 pe B mai mare egal decât 4. Oricare ar fi A și B din iar plus. Adică iar plus de A. Adică fără 0. A și B n-au voie să fie 0. Deci ce zic și n-au voie să fie 0? Că aia o să fie 0 totul. Nu, am 1 pe A. Am fracția 1 pe A. Păi fracția ce pretenție mare are? Numitor diferit de 0. Ei, cum ați face voi inegalitatea asta? Avem pe aia de sus. Adică? Adică A plus B, o elimina plus un BB, e mai mare, e doar decât 4. Deci, practic, au luat inegalitatea media aritmetică mai mare decât media armonică.
Am munțit mezii între ei și extreme acolo și ne-a spus de că nu vreau cu scurte de pe care am drăguit patru. Dacă vă străduiți să faceți voi asta, din egalitatea asta nu vă iese. Voi să înmulțiți aici. Și... Nu, este destul de dificil. Dacă mulțim A ori nu pe A, plus A pe B, B pe A și plus 1. Chiar așa e să încercați să o faci. Hai să ducem un pic. Deci tu zici, să zicem că n-ai observat inegalitatea de vino. Neobservând asta, te duci repede să încerci să mulțești. Nu mă duce mintea în altă parte și mulțesc aici. Și ce rămâne? Ce de bine? A ori nu pe A, A de vorbește. Deci A ori 1 pe A. Adică 1. 1 plus B pe A. Plus A pe B. Plus A pe B. Cu A am mulțit cu toți termenii. Plus A pe B. Plus A pe B. Plus Maria. Plus B pe A. Da. Plus 1. Mai mare egal de 4. Ceea ce ar însemna echivalent. 1 și cu 1 face 2. 2 plus A pe B plus B pe A. Mai mare egal de 4. Vedem un 2. Vedem un 2. Și avem A pe B plus B pe A. Atunci vrei să aduci aceeași viitoare. Da. Sigur că se poate aranja de acolo, practic că se observă ceva. Mergem mâna ta. Deci mergem, nu scădem, ci pur și simplu mulțim și vine aici 2 AB, nu? Adică plus A pătrat. 2 AB plus A pătrat plus B pătrat. Mai mare de A. De cât 4? 4? Că A plus A ori B. 4 AB. Altfel, puneam numitorul aici și urmează pe etapă următoare sau după aceea viitoare, dar pe dată face. Ce, din urmă, ce o să fac acum? Să dăm 4 AB și o să avem un vină. Mare, minus B, totul ăla. Și face A pătrat plus B pătrat minus 2 AB. Da. Da? Și vine la minus B, ca să mă înțeleg tipul, la pătrat, în care e de 0. Sigur că da. Miruna, dacă scădeam pe 2, cum am zis, era așa A pe B plus B pe A. Da, aceeași viitor. Mai mare egal decât 2. Mai mare egal decât 2 și 2 AB și tot acolo s-a terminat. Bun. Dar așa privind-o, A pe B plus B pe A e mai mare egal decât 2, totdeauna fără să aducă aceeași viitor. Pentru că un număr plus inversul său, totdeauna e mai mare egal decât 2. Deci, T plus 1 pe T e mai mare egal decât 2, oricare ar fi de pozitiv. T spui mai mare ca 0. Știați asta? Și vă vine greu să o arătați? Nu, atât să. Păi este evident, da? Altfel spus, dacă ăsta e A și ăsta e B, A plus B pe 2 e mai mare egal decât radical din produsul lor. A ori 1 pe T ori 1 pe T. Și face 1. Sau dacă aduceți la cealaltă, e T pătrat plus T plus 1 mai mare egal decât 2 te. Da. Te pătrat, cu sursa mai mare egal decât 2 și ea și iasă. Spuneam, sursa motorului inegalități. Iată dacă vă arată așa. A plus B plus C. Totul de mulțit cu 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Mai mare egal decât 9. S-a aruncat asta. Păi ea. Este? E aia, dar mai că acum sunt 3 numere, nu spune mai egal ca 3. E ca 9. E cât 9. E cu A plus B pe 2 mai mare decât 2 A plus B plus C pe 3. Așa, A plus B plus C. Este 3. Supra 3 mai mare egal decât 3, supra 1 pe A, plus 1 pe B, plus 1 pe C. Deci ea se generalizează și la 3, la 4, la 7 elemente. La N elemente. Și acum când am mulțit? Practic, asta. Media aritmetică cu media armonică. Din nou, asta am valorificat. Și este inegalitate. Dar acum, dacă încercați să le mulțiți, lucrurile se complică destul de mult. În final, am văzut aici am reamintit media aritmetică, media geometrică, media armonică, inegalități care îți pot forma. Deci, vedeți,
ne-am folosit de acest prilej pentru a punea mai multe chestii. Mergem mai departe. Un drum de plumbic cu catetele de 6 cm și 8 cm are lungimea înălțimii din vârful drept egală cu 1. O catetele de 6, una de 8. Și drumul de plumbic. Drumul de plumbic. În față drept, ne? Și spune? Nu știu, fiecare face și vezi. A doua, a treia, prima, ce face și vezi. Ziceți cu inălțimea fiecare. Da, dați-mi răspuns, că știi de-o tabla. Exact. Observați cam treabă. Da. Adică cum faceți? Mai treia mă rog la taia. Nu știu. Da. Ești tu puțin, și vrea cu tine aia de două pe doi. Da. Și după aia ducem o înălțime. Așa. Și facem baza, vă rămâne pe doi. Sigur, adică ai văzut în două modalități. Mergând la it, numește teorema a doua înălțime, da. Așa ceva. Total. Numește așa, mergem și noi. Păi asta este. Păi asta este. Este a... Asta se știe, teorema a doua înălțime. Teorema a doua înălțime. Deci înălțime e egală cu cateta 1, cateta 2, pe ipotenuză, parcă, nu? H. H, așa. H. Adinăția din vârful A, cateta în spate, ipotenuză. Și atunci, cateta 1, cateta 2, eu știu, cateta 3, 6, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 10, că se merge dacă aici, da? 10. Și atunci, iată, rezultatul, 4 și 8 pe 10, 4,8 cm. 5. Un con circular drept, cu raza mare de 2 cm. Deci un con circular drept. Raza mare de 2 cm. Con circular drept. Raza 2 cm. Cu raza 2 cm. Are secțiune axială, un drum ghidilateral. Secțiune axială. Drum ghidilateral. Volumul conului este egal cu... Secțiune un triunghi lateral, da? Da. Triunghi lateral. Triunghi lateral. V, A, B. Triunghi ăsta. E lateral. Și atunci volumul conului este egal cu? Volumul egal cu? Fiecare gândește. Și unul dintre voi gândește cu voce. Și ăla este AD. Deci, dacă raza e 2, înseamnă că AB, care e diametru, o să fie de 4. Corect. Deci, cum e triunghi echilateral, da. Înseamnă că toate sunt 4. 4, 4. Asta de A, okay. B, ce este? Triunghi echilateral. V, A și B, B. A, sunt generatoare. Sigur, da. Generator. Și atunci, vorbim cu ce este, gata? Rămâne-i oare în ultima. Are bază și are baza la cor. Păi pi r pătrat. Așa. Deci pi r pătrat. Cor h. Supra. Raza o știm pi 2. Deci este pi varia pi ori. Pi ori 2. 4. Ori 4. Și ori înălțimea care... H nu știm. H pi minus 4. E pe 13. Care e... Înălțimea într-o triunghi laterală, dar pe formula de aia... Ea la radical din triunghi. Cum? Nu, aia era aia. Aia era aia. Da, aia. Uite, dacă nu ne amintim, hai să zicem că asta e 2, asta e 4, din... Teorema Pitagora. Sigur că da. Deci H egal cu... H egal cu... Radical din... 16 minus 4, care egal cu... 12 radical, 12 face? 2 radical din 3. 2 radical din 3, da? Da. Și, deci înmulțim cu 2 radical din 3, Maria, totul pe 3. Și cât face? 8 radical din 3, pi supra 3. 8 radical din 3, pi supra 3, am la valorul. Da. Subiectul al doilea, avem un... Deci creștem la subiect. Da, nu am scris acolo că să faceți un desen, domnul profesor, și după aceea eu șterg. Dezenați o sferă și marcați un cerc mare al acesteia.
Și aș vrea să facă, nu știu dacă știu. Așa. O sferă și să mă arătăm un cer mare. Deci desenăm o sferă. Aveți bine, să aveți cu voi compas. La subiectul 2. Da, subiectul 2 este de la doctor, sunt marcat în cel mare. Cum faci? Dacă din prima cutie se transferă 20 de creioane în a doua cutie,
Deci din C1. Și 25 de milioane în a treia. Deci dacă din prima dăm 20 în a doua și 25 în a treia, atunci cele trei cutii au același număr de 3 ani. Cum scriem asta? Mai citim în altă. Dacă din prima cutie se transferă 20 de creioane în a doua cutie și 25 de creioane în a treia, atunci cele trei cutii au același număr de creioane. Tot din prima? Ce numărul minus 20? Dar ce scrie? Dacă din prima cutie se transferă 20 de creioane în a doua cutie și 25 de creioane... Și 25. Deci din ce unul câte pleacă? 45. 45. Deci în ce unul minus 45 egal cu... În a doua și în a treia. Cele, ele vor fi, atunci cele trei cutii au același număr de 3 ani. Egal cu C1, C2? C2. Plus C3. Păi stai mai, te-am dus cu C2. C2 câte primește? Prima dată 20 transferă. Nu. C2 plus 20. Deci egal cu C2 plus 20 și egal cu C3 plus 25. Asta înseamnă să traducem conținutul. Dar, deci, din C1 pleacă 20 în cutia a doua și 25 în cutia a treia, atunci, după mișcarea asta, cele trei cutii sunt au același tot de prima. Terminat. Cum vă zic? Cum vă zic? Cutia a doua și cutia a treia, deci, practic, hotărâm ca a doua și a treia să fie în funcție de C1. Așa că ne ducem la egalitatea asta de aici. Și zicem C1 minus 45 de egal cu C2. C2 plus 20. Eu dezbat de C2. Se reduce rezultatul de C2 egal cu C1 minus 45. C1 minus? Minus 45 minus 20. Adică minus cât? Minus 65. C1 minus 65. Luăm tot pe prima 4 ea. C1 minus 45 egal cu C3 plus 25. Adică? C3 egal cu C1 minus... C1 minus 70. Și C2 și C3 în funcție de C1, cum ne-am făcut plan, nu? Ne ducem la prima relație și vom avea Maria, te rog. C1 plus C1 minus 65 plus C1, C2, C3 și aici am două egalități.
care seamănă într-o ecuație. Și clar, din prima cutie plecau 20-25, din prima cutie plecau 45. Unde se duceau? 20 se duceau în a doua și în a treia 25. Atunci e delimitat. Trei. Fie funcția e definită pe el cu valoare linieră. Unde e de x este egal cu ax plus b. E de x egal cu ax plus b. A și b aparțin lui el. Unde a și b aparțin lui el. Și punctele. A pe coordonate 2 și 0. Mă scrie de sub și eu vă știu. Da. A mare. Pe coordonate 2 și 0. Da. Și b mare de 0 și 4. De 0 și 4. A mic. Determinați funcția, știm că graficul său este dreapta AB. Deci, determinați funcția. Yeah. Așa încât graficul său este dreapta AB. Egal cu dreapta AB. A, puteți zicea, D indice AB, dreapta AB. Sau AB, pur și simplu. Aflați distanța de la punctul C de coordonate 0 și minus 1 la dreapta AB. Distanța de la punctul C de coordonate 0 și minus 1 C de coordonate 0 și minus 1 la dreapta AB. Distanța de la C la AB. Nu se scrie dreapta AB, ci nu se poate AB atât. Citim o dată problema. Este esențial. Citim o dată, vreau să înțelegi. Este de o funcție în care nu știm nici pe A, nici pe B, nici pe ce nu vreți. Dar A și B, care are două lucruri, care doar țin, nu? Da, asta vă aducem acum. Să vedem cum? Păi, este 2 la 0, 0 la 4, nu știu că deci faptul că punctul A aparține graficului lui F, da? Deci A mare. Punctul al mare aparține în graficul lui F. Este identic. Este echivalent. Adică este echivalent. Eu cu F de F de X care e 2. F de 2. F de 2 facem 0. 0. Deci înseamnă F de 2 egal cu 0. Deci înseamnă F de 2 egal cu 2A. Deci asta înseamnă echivalent, 2A plus B. Plus B egal cu 0. Asta e prima relație. Apoi, B o variantă aparține graficului F. Asta înseamnă B de 0 egal cu 4. Și aici înseamnă A de echivalent. Echivalent cu B. B egal cu 2 ori 0 plus B. Deci B egal cu 2. B egal cu 4. Și acum, dacă nu știm pe B, mergem în prima și mă aflăm pe A. A, o pe parte. Egal cu, dacă B e 4, minus 4 la minus 2. A, o egal cu minus 2. Și cum arată funcția F de X, acum ne ducem? F de X arată? Minus 2 X plus 4. Minus 2 X plus 4. Este, cum se cheamă asta, cum se numește? Minus 2 X plus 4. Este legea de corespondență. Rețeta, vă spuneam, da? Rețeta după care se obțin Y. Minus 2 X plus 4. Distanța de la ce la A. Ce propuneți? Facem graficul, da? Reprezentăm sistemul de axe. Deci, în sistemul de axe, O, X, Y, X ori Y, mai întâi A, O, care e 2 și 0, ce înseamnă X ori 2, și Y cu 0, și apoi 0 și 4. 0 și 4, da? 0 și 4, Y cu 4, 1, 2, 3, 4. Iată A, iată B. Prin două puncte trece o dreaptă și numai una. Nu, nu, nu,
implanteatul, ci duce dreapta graficului în totalitate, așa trebuie reprezentat. Dacă reprezentați doar segmentul AB, unde o poate? Deci asta este dreapta sau graficul lui F. Graficul lui F egal cu dreapta AB. Și acum ne se cer distanța de la un punct, punctul de coordonate zero și minus 1. Îl punem pe ce? X-ul e 0 și Y-ul este minus 1. Nu? Ducem prin ce o perpendiculară. Ce de coordonate 0 și minus 1. Ducem din ce o perpendiculară pe AB, pe grafic, cunoscată, ca de la față. Așa. Deci pic așa. Și știm că BC e 5. BC ca mărime e 5. Știm, în aflăm repetești pe AB, avem cele două coordonate și o aflăm pe AC după. Teoria orbitală, reciprocă. Deci, nu spui să te aflu pe AB, pe mărime. Da, că avem coordonate doar și aflăm repetești. Cum era formula cu AB? Radical din x1 plus x2 minus x2 minus x2 minus x1. Așa, nu contează x1 sau x2 minus x1, ceea ce este scris la doua. Așa, la pătrate. Deci, dacă avem A de coordonate x1 y, general, B de coordonate x2 y, atunci AB A, este egal cu vorbește radical din... egal cu radical din x1 minus x2 la pătrat. Așa. Plus y2 minus plus, că ai zis mai tate că pe lângă. Uh-huh. Păi, te-am prins. Plus y1 minus y2, că e pita la mână. Nu vine așa? X2 minus x1 plus, adică cadere cele două. Și m-a pătrat pe cadere, că asta e ipotenuză. În cazul nostru avem A de coordonate ce? 2 și 0. 2 și 0. 4. B de coordonate. B de coordonate 0 și 4. 0 și 4. Și atunci A, B, Maria. A, B egal cu... Maria e egal cu radical din... Radical din 2, 2 la 2. 2 la 2. 2 minus 4 la 2, 4 la 2. 4 la 2. Care face neuna radical din... 20, adică 2 repede 5. Așa, 20, care înseamnă 4 ori 5, deci 2 radicale din 5 ai în tine. Am aflat pe AB. Nu știu, în teoria mea, reciproca pe mine de la mai multe BCA și nu știu dacă AC e radicale din 5. A, ce, dar nu știu dar cât nu AC. Dar știm cât. Știm că AC, CA... Nu știu, nu știu că e perpendicular. Eu am distanța de ce? Deci, de ce pe AB? Ați fi cârâ, cum zici tu. Perpendicular pe AB, nu? Ziceți. Sigur, sigur. Păi cum era aparține dreptei AB? Punem pe A cu C. A cu C, da. Poate în teorema lui Pitagora. Unde? În A cu C. Da, nu știm pe... A... O... A, O, C, da? Tu zici, te lua cu talul de tacura, întrebi eu A, O, C, el e dreptunghic în A, C, A, O, O, tu zici aici. R aici e alte. Adică... R, C, A, zici tu, nu? R, C, A, ar fi trebuit dreptunghic. Dar de multe că nu știu. Pe urmă de vedere că e un punct pe dreapta AB, pe grafic. Da, mă. R pe coordonate, hai să zicem, alfa și beta. Așa. Că nu știu. Și știu că, de ce nu mai am? R verifică ecuația dreptă, da? Corect, da. Deci, dacă R aparține... Așa spune. Lui AB. Asta e echivalent.
va spune că ridice coordonata și vezi alfa, înseamnă că F de alfa egal cu beta. F de alfa egal cu beta. Și ce s-a aflat zice ca relație? Minus 2 alfa plus 4 egal cu beta, da? Da. Minus 2 alfa plus 4 egal cu beta. Mai în primul relație de alfa și beta, ca să fac sistemul. Deci mai trebuie o relație între alfa și beta. Sigur că da.